În primul rând, cum te-ai simțit la acest turneu? M-am simțit foarte bine, a fost o săptămână bună pentru mine. Organizatorii au reușit să facă totul ca la carte, chiar dacă vremea a fost destul de rea, a plouat foarte mult. Publicul a fost minunat, au creat o atmosferă foarte frumoasă. Îmi pare rău că nu s-a putut mai mult. Ce a însemnat Vitality Open Tour pentru tine? A însemnat o nouă etapă, sper că o rampă de lansare pentru următoarele concursuri. Am sărit mai mult de 100 de locuri în clasament și asta îmi dă încredere pentru meciurile următoare. La 22 de ani, este a treia finală de turneu ITF pe care o joci. Sper că... Care sunt concluziile? Sper că a patra să fie cu noroc. Da, știam că e a treia finală, pe celelalte două le pierdusem în decisiv și am avut ceva emoții. Speram să o câștig pe aceasta, dar n-a fost să fie. Și dacă ar fi să-ți pui ție astăzi ce ai greșit tu sau ce nu ți-a plăcut? Am avut ceva emoții, poate am pus un pic prea multă presiune pe mine, mă așteptam să câștig. Și la următorul meci, la un meci așa de important cum a fost această finală, o să încerc să joc mult mai relaxat și degajat și să încerc să joc de plăcere. Vei reveni la anul? Cu siguranță. Și acum ce urmează pentru tine? Urmează restul concursurilor Futures organizate de Federația Română de Tenis. Urmează concursul de la Pitești, deci nu trebuie să călătoresc foarte mult. Ai încercat cerealele Muesli Vitalis? Da, am mâncat în această săptămână și mi-au plăcut foarte mult, foarte bune.